Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru Ascendent, Soare, Lună în Pești. Să vedem ce avem pentru Pești. Ce avem pentru Pești? Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate cineva nou în viața voastră. Ce avem pentru Pești? Wow, judecata reconciliere. Ce se întâmplă? Nouă de bâte. Ceva care v-a ținut pe loc. Șase de cupe dintr-o viață anterioară. Și regina de săbii. Wow, peștii devin foarte uh, pătrunzători, tari, ascuțiți la limbă. <laughs> Nu prea le stă în caracter, dar cred că le-a ajuns la os. Da. Echilibru. Săcetătorul. Asta este. Ceva care se întâmplă acum în viața voastră. Aveți cinci de băte, cavalerul de cupe. Veți riposta. Este un fel de. Totul are o. Uh, răbdare, aveți o răbdare de fier, ce răbdare, voi treceți oceanul cu răbdarea voastră. Uh, dar aici cred că ripostați foarte clar judecata. Ce vrea să-mi spună judecata? Doi de bute, Încercați o cale de ieșire, dar cred că aici aveți de-a face și cu ceva legat de familie. Comunicare în familie, comunicare împreună cu ceilalți din jurul vostru. Deci, familia voastră poate fi, pot fi prietenii, pot, poate fi chiar familia, ceva care ceilalți își doresc mai mult și atunci le dați răspunsul corespunzător. Regina de monede. Multe piedici pe care le-ați avut prin a dărui absolut tot în casă celor iubiți, dar aici e un fel de. Ați uitat de voi. Șase de cupe. Luna. Apare luna. În primul rând este cartea voastră, ceea ce înseamnă că acest șase de cupe vă ajută foarte mult cu prezența lunii, poate fi dintr-o viață anterioară, ceva la care voi v-ați simțit extraordinar de bine și luna, pentru că vă reprezintă întotdeauna prezența cărții a zodiei semnului respectiv, vă aduce un rezultat extraordinar de bun. Turnul. Turnul vine aici cu ceva la care, exact ce am spus mai înainte, veți fi foarte corect și ascuțiți la limbă în momentul în care veți rezolva probleme, dar nu sunt numai probleme sentimentale. Aveți de face cu probleme din familie, frați, genul acesta, pentru că aveți șase de cupe copilărie, este amnă co copii, înseamnă uh, rude de pe mamă. Deci, ceva care se va întâmpla, ceva care va a pus foarte multe piedici în viața voastră, uh, iar acum schimbați atitudinea. Iar turnul pentru unii dintre voi, cei care aveți un frate mai mic. Ceva se întâmplă aici. Într-o relație de dragoste, ceva se curăță. E ceva la care trebuia de mult pus punct. Nouă de bute, vedeți? Cu multe întârzieri, ceva la care nu ați luat o decizie, de data aceasta se va lua. Persoana respectivă e posibil să fie cineva din gemeni, pentru că aveți și regina de săbii, aveți și îndrăgostiții, dar poate fi și cineva care a încercat să poartă, să poartă o mască. Un fel de... ai convine să fie în relație cu voi. 10 de bute. Se termină ceva greu dus. Chiar dacă persoana respectivă încearcă să-și ceară scuze pentru voi, nu există așa ceva. E un fel de ați ți dărui prea mult, vedeți? Deavolul înseamnă că există ceva, o obsesie în acel ceva. O adicție. Ce vrea să-mi spună? Pentru unii dintre voi posibil să fie încăpățânarea de a câștiga ceva sau pentru alții poate fi pur și simplu sunt în această relație pentru că doresc să mă căsătoresc. Iar la voi nu merge lucrul acesta. Pentru că voi trebuie să simțiți, să simțiți din inimă că într-adevăr asta este. Dacă persoana respectivă este alături de voi pentru a câștiga, de a vă câștiga pe voi ca pe o afacere, uh, pur și simplu a pierdut. Haideți să vedem atunci. Ați lăsat prea mult de la voi. Haideți să vedem cine este persoana respectivă, ce încearcă. Poate fi și un capricorn dar poate fi într-adevăr și munca voastră pe care ați depus-o și în momentul în care um, aveți bunăstarea financiară, toată lumea aderează la voi. Deci aduce aminte că existați pentru că aveți niște posibilități financiare. Cine este persoana respectivă, ce încearcă să vă spună și ce are de fapt pentru voi? Ce aveți voi de la univers sau de la persoana respectivă? Încă o dată echilibru. Echilibru are de face cu Arhanghelul Mihail sau are de-a face cu Săgetătorul. Poate fi cineva care vă spune să vă mențineți acolo direcția, stocul respectiv. Deci persoana respectivă încearcă pe cât posibil să fie prezent acolo. Cinciul acesta de spade cred că sunt dezamăgiți pentru că nu le reușește jocul, deavolul este ceva necurat la mijloc, este o dorință care de fapt acea dorință e la un nivel material. Trei de monede. Posibil să existe o a treia persoană aici sau pur și simplu să încerce să aibă această relație pentru că are o adicție față de voi. Simte ceva pentru voi. Dar asta depinde, bineînțeles, numai de voi. Dar cu siguranță este într-o relație, este într-o terță relație. Da. Persoana respectivă dorește să aibă succes asupra voastră, dorește, într-adevăr, să fie acolo pentru că știe că uh, îi faceți viața mai frumoasă, 5 de săbii, fiind acceptați, doresc să vă schimbe viața, să ofere mai mult, devolul 8 de monede, foarte încăpățânați în a lua sau mai bine zis în a ajunge la ceva foarte bun, la un nivel înalt. Optul acesta de monede pot fi poate fi o specializare, poate fi un curs, poate fi universitate, poate fi un student, studentă. Deci este foarte bună energia pentru că munca depusă, deavolul, Capricornul sau intenția de a fi cel mai bun. Ajunge la o manie, dar este o manie pozitivă. Nouă de cupe și îndrăgostiții. De fapt, își doresc tot pachetul. <laughs> nu doresc un singur lucru, își doresc tot pachetul. Să vedem dacă voi sunteți dispuși. Turnul. Nu sunteți dispuși să aveți acest tip de relație. Nu credeți în așa ceva. Simțiți că este ca o înșelătorie pentru voi. Și știți că veți pierde. Deci, fiți atenți aici, imaginea pe care mi-o dă luna, deavolul și opt de monede, vă poate spune că cineva încearcă să vă înșele. Vreau să văd ce îmi spune luna și deavolul separat, în afară de optul acesta de monede. Da, este cineva care încearcă să fie Don Juan în viața voastră. Turnul. Ce încearcă să vă spună turnul? Wow! Turnul și soarele marea surpriză. Posibil cineva care este cel mai bun prieten al vostru. Nu contează feminin, masculin, ce cel mai bun prieten. Da? Pentru că întotdeauna turnul este Marte. Sau poate fi un frate mai mic. Descoperă ceva. Și acea descoperire, acea lumină pe care o face, este pentru voi o realizare. Perfect! Perfect și neadevărat! <laughs> Marea surpriză să aveți de-a face cu cineva care fie este Sufletul Pereche, fie este cel mai bun parteneriat pe care îl puteți avea în această viață. Vă este destinat pentru că aveți soarele. Pentru unii dintre voi este un parteneriat legat de electricitate. Pentru unii poate fi chiar energia uh, hackerului, securitate genul acesta, pentru că aveți de a face cu energie, electricism, electricitate. Deci aici se întâmplă ceva spontan, ceva la care nu vă așteptați. Și cu siguranță vă aduce spre ceva foarte bun. Haideți să vedem ce avem de la Oracolul Dragostei. Ce avem de la Oracolul Dragostei. Pune microfonul un pic mai sus. Dar cu siguranță aveți o mare surpriză voi aici. Mare, mare surpriză! Poate fi un berbec care intră în viața voastră. Poate fi cineva cu, un, cu o titulatură sau o poziție în viață ridicată. Copii, pentru unii dintre voi, exact cum a fost mai înainte, cred că am avut la scorpion. Poate fi viața afectată de prezența copiilor sau animaluțe de case. Aici, Bineînțeles că meriți iubire pentru că ești o persoană care te iubește toată lumea și adevărata iubire vine pentru unii dintre voi. Factor religioși, o diferență de religie nu este o motivație, dar este o iubire adevărată și sunteți undeva la o mare depărtare, poate în alte țări poate chiar continente. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aștept mesajele voastre. La -ar vedere și numai bine!